Nu e prima noastră experiență de acest gen când transmitem un meci cu implicarea jucătorilor din fotbalul juvenil. Dacă vă mai aduceți aminte, în toamna anului trecut, țara noastră a găzduit mini-turneul de calificare pentru campionatul european rezervat vârstei de 17 ani. 16, numărul 3, Mihail Cojusea, numărul 5, David Dimitrișin, numărul 6, Daniel Dimitrișin. Și atât în aceste clipe centralul Vladimir, jucătorii Academiei Radu Rebeja prin capitanul Bogdan Musteață și încearcă șutul Musteață, însă prea slab și imprecis, că cu trofeul pe masă și anume Cupa Moldovei la fotbal. Și iată acum înscrie formația Academiei Radu Rebeja, o face în minutul 20. Tac, iată ce frumos, ce frumoasă incursiune individuală are un jucător și iată acum înscriu pentru 2-0 jucătorii Academiei Radu Rebeja, au făcut-o prin Kiril Șilcenco care duce scorul la 2-0. Golul 2 al echipei Academiei de Fotbal Radu Rebeja Limps a fost marcat de Kiril Șilcenco. Jucătorii formației din capitală a fost Kiril Șilcenco, autorul celui de-al doilea gol. Rămân în posesia jucătorii din capitală. Iată acum ocazie mare și este 3-0. 3-0 duce scorul Daniel Dimitrișin. Doar 20 de minute, prieteni, au rezistat vespele în fața jucătorilor Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Iată acum o centrare în careu al lui Șerif Tiraspol, șut al lui Ilia Caraman și reține în doi timpi portarul Dan Rusu. Una din puținele ocazii notabile la poarta Academiei de Fotbal Radu Rebeja, create de jucători. Și da, în aceste clipe, centralul Vladislav Stoianov din Taraclia pune capăt primei reprimi. Formației, numărul 11, Kiril Șilcenco, numărul 19, Antoni Casco, numărul 20, Nikita Lipcan și numărul 22, Alexandru Ursu, acum ocazie periculoasă, acum un contraatac al echipei din capitală prin Nicolae Gumeni, care duce scorul la 4-0. Așa deci, prieteni, conduce Academia de Fotbal Radu Rebeja. Să urmărim însă acest atac și iată-l acum pe capitanul. Și iată acum o fază importantă și înscrie în cele din urmă și Bogdan Musteață, capitanul echipei Academiei de Fotbal Radu Rebeja, duce scorul la 5-0, minutul 67. A fost destul de activ până acum capitanul formației din capitală și era păcat să nu-și treacă și el. Înscrie măcar golul de onoare, însă nu mai pot face pentru că centralul Vladislav Stoianov din Taraclia fluieră fluierul final al acestui ultim mag din Cupa Moldovei la fotbal. Șerif Tiraspol, Academia Radu Rebeja Limps, scor final 0-5. Pentru participanții reprezentată la ceremonia de primire de către Dănuț Stelian Oprea, director tehnic, și Ruslan Plopa, coordonator competiției la Federația Moldovenească de Fotbal. Rugăm echipele să se apropie pentru ceremonie. Финал есть финал, конечно, да, хотелось бы завоевать, но, наверное, на сегодняшний день мы пока уступаем Академии Радо Рубежа, поэтому
нужно реально оценивать, расценивать и тогда. Поэтому на сегодняшний день так. Будем стараться, нам нужно больше тренироваться. Cu siguranță suntem bucuroși de rezultatul obținut pentru că copiii au muncit foarte mult pentru rezultatul dat. Zilnic se antrenează pentru această finală și nu numai această finală, dar pentru dezvoltarea lor personală, pentru a reprezenta naționala țării mai departe, cât și clubul nostru Steru de a le crea tot multe condiții pentru dezvoltarea lor. Dar ați băgat pentru a doilea an consecutiv 5 goluri în torbă la Tiraspolenia, asta înseamnă că voastre pierdeți sau trebuie? Nu, n-am băgat nimic în torbă, nu crede așa ceva. Noi ne-am sărit să avem un meci destul de echilibrat, să ținem cont de ceea ce învățăm zilnic la antrenamente, obiectivele noastre și principiile de joc. Deja că goluri au intrat atâtea, poate undeva și adversarii au greșit, ori noi am realizat situația sau faza mai concentrați.